Pe lângă concertele și evenimentele private la care este prezentă cu mult drag Alina Munteanu, nu ezită să iasă la plimbare alături de cel mai drag bărbat din viața ei. Noi i-am însoțit la una din ele și am făcut cunoștință cu Sorin în exclusivitate. De la nașterea micuțului său a trecut ceva timp, totuși botezul l-a organizat în timp record. Cred că în vreo 5 zile ne-am hotărât ce facem cu nănuții, pe cine luăm, ne bucurăm mult că ne-au acceptat cu toții și am organizat botezul, deja petrecerea, cum se face la noi la moldoveni cu metria, urmează, cred că când va fi Sorin mai mare, pentru ca să savureze și el din sărbătoarea lui. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași grăbiți, iar tânăra mămică știe deja unde le va petrece. Ne-am obișnuit și cred că este o obișnuință bună și frumoasă ca de sărbători să fim împreună cu părinții și colindăm noi pe ei și îi urăm. Se spune că Moș Crăciun știe ce își doresc copiii, dar Alina nu a făcut încă o listă de daruri pentru micuțul Sorin. Totuși... Ne străduim din cadourile pe care le luăm pentru el să fie, în primul rând, ceva util, educativ, care să-i prindă bine. Dar voi, cu ce îi veți surprinde pe cei dragi? Cine credeți că stă pe canapeaua noastră și zâmbim în aceste clipe pentru că aflăm detalii din culisele acestei filmări, dar acest cuplu, mamă-fiu, sunt alături de noi, Alina și Sorin. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Dacă data trecută ai venit cu mamă, numai că ai stat acolo în culise, acum ești la televizor. Felicitări! Este prima ta apariție TV. Da, vă mulțumim cu această ocazie. Și uite cu niște ochi așa de frumos! Cum să nu fii de ochi așa? Faceți acum toți așa. Cei care se urcă, se uită din România la noi, zic, dar ce fac ăștia? La ei există? E o superstiție, de fapt, pentru că când a fost botezat nepotul meu, preotul a spus că se spui pe răul, nu se... Adică dacă e așa frumos, el mai avea o ațișoară roșie de, să nu fie de ochi și la fel preotul a repostat. De ce credeți că o ață roșie o să-l protejeze mai bine decât o cruciță, chiar dacă nu era botezat încă. Mă rog, sunt practici populare și fără să vrem, ne este implantat parcă în ADN scuipatul ăsta de ochi. Eu mă uscum să la microfon. Așa, se începe, da? Spune. Mama vorbește, dar stai că eu am plinit 6 lunișoare și el deja se trage la microfon. Păi dacă mama el a fost în burtă, mama a fost cu microfonul în mână. A cât, dar uite cum îl trage, nu pui numai, nu îl băga în gură, că atâta lume a vorbit în trânsul. Ați încercat chiar de ieri, de ziua lui, să faceți diversificarea. Da, am încercat, nu ne-a reușit, dar mă rog, cred că nu suntem unicii cărora nu le reușește, mai ales că vrem să facem așa după regulă, să începem cu legumele. O să vedem cât va fi posibil să ne ținem de regulă, dar vreau să începem cu legume, cu fructe, apoi terciuri și ce mai scrie pe listă, după cum recomandă pediatrii. L-ați botezat acum la sfârșit de noiembrie. Da, l-am botezat în ziua în care am împlinit 6 ani de relație cu soțul meu, pentru că noi 6 ani, aproape 5 am fost împreună până la nuntă. Uh-huh. Și deja când am zis să facem botezul pe 22, să nu avem prea multe zile de sărbătorit. Așa, de sărbătorit. Da, să le unim. Să le unim, da. Și am avut nănunții, am făcut avem glas. Muzică! Am organizat muzică așa o cină cu nanii lui Sorin și ne-am simțit bine în liniște. Urmează și sărbătoarea, dar deja, cum am spus și în reportaj, când va fi mai mare. Când va fi mai mare, când va înțelege, va putea să danseze și el, mami să nu fugă acasă la jumătate de petrecere, sigur, să-l adorme, sigur. Să-l hrănească. Câți nănuțe l-au botezat? Avem 8 nănuți și nașii noștri de cununie. Așa, sunt din domeniul muzical sau și?
practic toți, doar sunt, de exemplu, Augustina Dogot este căsătorită, nu cu, de fapt se căsătorește cu un om nu din domeniul nostru, deci doar perechile pot să nu facă parte, în rest toți sunt, sunt colegi de-ai noștri, prieteni de la care deja au familii, de la care ne străduim și noi să luăm exemplu, că suntem mai tineri decât ei. Așa, Doamne ajută-ne în toate. Eu cred că el a început să plângă de la faptul că tu nu-i dai lui microfonul. Cred că el pretenția asta. Știți cum copiii, toată lumea o cunosc, pun totul în gurit. Da, și mai ales microfoanele lor le sunt foarte, foarte interesante. Am văzut acum câteva poze care au fost realizate imediat după botez, dar eu zic, ia, haideți să vedem și câteva poze de la nuntă. Cea care a fost pe data de? 28 august 2018. 28 august 2018. Iată pozele și de la cununie. Iată, ziceai că sunt 6 ani deja de relație. Da, așa este. Și v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut la conservator, dar de fapt s-a înfiripat acea scânteie, să zicem așa, când am cântat împreună la un eveniment, la o nuntă, într-un sat de la mine, din Raion. Era, cred că, prima dată când cântam la mine în Raion și... Mă rog, nu știu, s-a legat, ne-am cunoscut, am discutat ceva mai mult și ne-am cunoscut din alt unghi și s-a aprins acolo scânteia aceea din care a ieșit și dragostea și a apărut ulterior și Sorin. Sper ca să putem ține aprins acest foc al iubirii pe tot parcursul vieții, așa cum le iese și părinților mei. Și să facem o familie frumoasă și trainică. Noi, apropo, mai vrem copii. Evident. La început vrem vreo 4, dar nu știu, cred că 3 o să ne vrem. Da. Apropo, ce caut prin lume, prin oraș, ci că e la modă să faci 3 copii acum. Dacă înainte era la modă numai 1, acum e bine 3. Mă rog, eu totuși cred că, nu impun nimănui părerea mea, dar atunci când sunt mai mulți frați, oricum părinții sunt trecători și când rămân, trebuie să aibă, să nu rămână singuri pe lume. Când este, eu am 2 surori și știu că pot să vorbesc oricând cu ele și să le cer sfat. Ce-o pui, da. Așa, da, vrei microfonul, Eu, știi, măi, Sorine, ce facem? Microfonul ăsta, mami o să aibă nevoie de el pentru că ea o să cânte la microfon. Dar eu vorbesc acum cu regizorul nostru de platou să-mi aduc un microfon și să ți-l dau ție și tu ai să faci back vocalul lui mami în piesa asta. Da, pentru că avem în cântec sunt 2 voci. Este vocea de sus și cea de jos. Păi, vezi? Și o să decidem deja care voce îi aparține lui Sorin, așa că eu vreau chiar în aceste clipe să mai primesc un microfon. Să îl dau micuțului Sorin. Tante Lilu o să treacă pe post de dădacă. Așa, ia uite, tante Lilu, ți-a adus un microfon. Hai că mă îmbolnăvesc de băieți. Iar noi pe mami o trimitem să ne cânte. Da? Așa. Haide, mami, hai să te vedem cum o să te simți cu cel mai frumos spectator aici alături. O melodie emoționantă, o melodie care practic o să vă surprindă pe voi cei de acasă. El este curios și vrea să se uite în toate părțile. Tante Lilu o să-ți facă o excursie peste tot. Iar acum o lăsăm pe mami să ne cânte. La crucea de piatră este o judecată, o iară, iară, iară. Este o judecată de un băiat și o fată, o iară, iară, iară. Este o judecată de un băiat și o fată, o iară, iară, iară. Ca un blat la ea și n-a vrut s-o ia, o iară, iară, iară. Băiatu-i zicea, fetița plângea, o iară, iară, iară. Băiatu-i zicea, fetița plângea, o iară, iară, iară. Să iubești
știe bine, dar să știi pe cine o iare, iare, iara. Iubește, iubește, dar nu-i da nădejde, o iare, iare, iara. Iubește, iubește, dar nu-i da nădejde, o iare, iare, iara. Că băiatu-i cânt,